Lucrătorii șantierului naval Mangalia cer ajutorul primului ministru pentru protejarea locurilor de muncă și redresarea companiei. Este considerat obiectiv strategic de interes național, unde statul român deține 51% din acțiuni. Lărgirea plajelor ia o pauză pe durata sezonului estival. Decizia vine ca să evite disconfortul turiștilor și să asigure accesul tuturor la plajele publice. Celebra pasarelă din Mamaia rămâne și anul acesta nefuncțională. Este pentru al patrulea an consecutiv când aceasta continuă să fie o ruină. Situație îngrijorătoare la șantierul naval Damen Mangalia. Aproape 1200 de angajați riscă să intre din luna aprilie în șomaj dacă acționarul majoritar, statul român, nu găsește o soluție pentru asigurarea comenzilor de lucru. Compania olandeză Damen, care deține 49% din acțiuni, a asistat finanțarea șantierului de la Mangalia încă de anul trecut, când a și denunțat contractul de asociere cu Ministerul Economiei. Lucrătorii șantierului naval Damen Mangalia cer sprijinul premierului României pentru protejarea locurilor de muncă și redresarea șantierului. Este considerat obiectiv strategic de interes național, unde statul român, prin Ministerul Economiei, deține 51% din acțiuni. Liderul sindical, Alexandru Gobeajă, spune că la această oră șantierul are 1490 de salariați, din care între 800 și 1200 se estimează că vor fi în șomaj tehnic cel puțin până la sfârșitul anului, dacă nu mai mult, până când vor găsi soluții. Deci au ajuns să intre în un impas cei doi acționari, adică ne-am apropiat de marginea prăpastiei, statul român nu reușește să administreze acest șantier eficient. În șantier mai sunt doar două nave militare la reparat. În august anul trecut, compania olandeză Damen a anunțat încetarea contractului de asociere cu Ministerul Economiei și a asistat finanțarea. Datoriile sunt uriașe. Peste 400 de milioane de lei în toți acești 5 ani, firma mamă a împrumutat Damen și Piaz Mangalia cu sume de bani pentru a avea flux de numerar pentru a putea opera acest șantier. Sunt împrumuturi și către Czech Bank, a fost o linie de credit de 60 de milioane de lei, dar s-a redus la vreo 40 ceva de milioane. Șantierul ăsta e un colos, are nevoie de 4 milioane de euro pe lună doar pentru cheltuieli cu salariile. Ministerul Economiei nu a fost de acord cu încetarea contractului de asociere cu compania Damen. Litigiul ajunge la Curtea de Arbitraj. Rezolvarea situației de la șantierul naval Mangalia rămâne astfel în sarcina statului român. Lucrările pentru lărgirea plajelor vor fi oprite în perioada sezonului estival. Măsura a fost stabilită de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral prin contracte cu antreprenori implicați în proiectul de reducere a eroziunii costiere. Această decizie vine în urma unor planificări atente pentru a evita disconfortul turiștilor și a asigura accesul neîngrădit la plajele publice. Deși extrasezonul permite antreprenorilor să preia controlul asupra plajelor pentru a avansa cu lucrările de extindere, perioada estivală le va interzice orice intervenție, impunându-le obligația de a elibera zonele pentru activitățile de vacanță. În prezent se lucrează pentru reconfigurarea șantierelor, mai exact eliminarea obstacolelor ce ar putea împiedica folosirea plajelor de către turiști. Accentul se pune pe siguranța și confortul vizitatorilor, cu promisiunea că plajele vor fi pregătite la timp pentru debutul sezonului estival, transmit reprezentanții Apelor Române. Pasarela din stațiunea Mamaia rămâne și anul acesta nefuncțională. Este pentru al patrulea an consecutiv când aceasta continuă să fie doar o amintire. Construită în 2012 pe vremea primarului Radu Mazăre, pasarela pietonală de la Casino s-a transformat în timp într-una dintre atracțiile stațiunii. La început, o navă de pasageri prelua turiștii de la debarcaderul aflat în larg și îi plimba de-a lungul stațiunii. De 4 ani însă lucrurile s-au schimbat, iar aceasta este acum o ruină. Urât, păcat. Era un loc în care chiar simțeai apropierea mării, nu-mi place. Din păcate, cu asta din folosință, nu mai e nici de un folos. S-a pierdut ceva important din punctul meu de vedere pentru Constanța. Pasarela cealaltă a îngropat-o definitiv. Asta la fel, a distrus-o, a spus că o reface. Dar nu știu care a fost scopul de montat-o, de n-am mai făcut-o. Mulți mergeau pe pasarelă doar de dragul peisajului. Cu cât înaintai, aveai senzația că te afli în mijlocul mării, cadrul ideal pentru fotografia perfectă. Ceea ce vedem acum este doar ceea ce a rămas din această pasarelă. Restul acestei construcții a rămas îngropat în nisip de 4 ani. Va fi a patra vară fără alte emoții, alte momente, alte fotografii de vacanță, de familie pentru toți turiștii care aleg stațiunea Mamaia. Și încă o dovadă, din păcate,
că nu îngrijim, nu conservăm, nu păstrăm și nu promovăm simbolurile pe care altădată stațiunea Mamaia le-a avut. Pasarela și-a pierdut din farmec din 2021, când în Mamaia a început procesul de lărgire a plajelor. O bucată bună din ea a ajuns în nisip, iar mare parte s-a rupt în mijlocul apei. Administrația locală a decis să o reabiliteze și a fost comandată o expertiză pentru stabilirea gradului de coroziune. Acum se întocmesc documente și se așteaptă avize. În cadrul obiectivului de investiții derulat de primăria municipiului Constanța, reabilitare pasarelă maritimă amplasată în stațiunea Mamaia, zona Hotel Victoria, a fost elaborată documentația tehnico-economică, respectiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul pentru obținerea autorizației de construire, proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietele de sarcini și s-au depus documentațiile elaborate pentru obținerea avizelor necesare. 4 milioane de lei s-au cheltuit în 2012 pentru realizarea pasarelei, iar banii au venit de la Ministerul Dezvoltării. Primăria a participat cu 580.000 de lei. Intenția administrației de la acea vreme era să mai construiască încă două pasarele de acest gen în stațiune. Planuri ambițioase la IPJ Constanța. Inspectoratul de poliție a anunțat că vrea să-și modernizeze poligonul de tragere. Peste 800.000 de lei intenționează să investească instituția în tehnologie de ultimă oră. Licitația pentru achiziționarea sistemelor automatizate de ținte, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de climatizare și ventilație la poligon, a fost recent lansată cu scopul de a spori eficiența pregătirii personalului. Situată în subsolul sediului IPJ Constanța, poligonul urmează să fie echipat cu sisteme de monitorizare și control al accesului, iluminare și efecte speciale, sonorizare și efecte acustice, precum și o cameră de control și comandă. Aceste îmbunătățiri vizează nu doar creșterea siguranței personalului în timpul ședințelor de tragere, ci și optimizarea proceselor prin automatizare și eficientizare. Licitația pentru achiziționarea serviciilor este programată pentru ziua de marți, 26 martie. Acest demers face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a IPJ Constanța, care include și scoaterea la concurs a 140 de posturi de agenți de poliție pentru ordine publică. Lacul Techirghiol se transformă încet, dar sigur, în casă pentru păsările flamingo. După ce zilele trecute le puteați număra pe degete, acum un stol întreg a poposit pe lacul Sărat din sudul litoralului. În mod obișnuit, la noi doar opreau să se odihnească în drumul lor, apoi își continuau migrația către țări precum Grecia, Tunisia sau către zona Crimeei. În ultimii ani însă au găsit la Techirghiol aceleași condiții și multe dintre frumoasele păsări roz au decis să rămână pe meleagurile dobrogene. Biologii spun că aici au găsit și mediul perfect, adică apă puțin adâncă și cald, ceea ce duce la dezvoltarea crustaceelor, adică hrana necesară pentru ele. Mai au însă nevoie de liniște și intimitate, ceea ce înseamnă că oamenii ar trebui să înțeleagă că nu trebuie să se apropie de ele, ca să nu le tulbure, să se sperie și evident să plece. Vremea rămâne închisă în Dobrogea și pe litoral și se va răci. La Constanța, vreme cu cer predominant acoperit, vânt care suflă slab și ceață. Temperaturile maxime nu depășesc 8-9 grade și sunt posibile precipitații sub formă de averse. La noapte cerul va fi mai mult noros, se pot semna la averse, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 6 și 7 grade Celsius. Mulți nori astăzi și la Cernavodă, vreme în general închisă și vânt care suflă slab. Temperaturile maxime nu depășesc 8-9 grade Celsius. La noapte temperaturile vor oscila între 6 și 7 grade și de asemenea pot fi semnalate precipitații. Același regim termic și la Mangalia, cu mulți nori pe cer și vânt care suflă până la moderat, dar soarele își va face totuși apariția la orele amiezii. Nu vor fi mai mult de 9 grade Celsius astăzi, iar la noapte termometrul va sta la 7 grade, fiind de asemenea posibile precipitații sub formă de averse. Marți vremea rămâne mohorâtă și se va răci accentuat, cu valori diurne între 3 și 7 grade și minime nocturne ce vor coborâ până la minus 3 grade. Nici miercuri nu scăpăm de ploi în regiune, dar se încălzește ușor, maxima termică urmând să atingă 12 grade. Farul s-a impus în deplasarea cu Rapid, scor 2-1 în runda inaugurală a play-off-ului din Superliga României. Echipa lui Gheorghe Hagi nu s-a lăsat intimidată de succesul gazdelor din etapa a 30-a ultima a sezonului regulat, scor 4-0 cu FCSB. A fost 2-1 pentru Farul în Giulești după un meci în care oaspeții au făcut un joc foarte bun, deși au avut indisponibilități în lot, Larie, Nedel cu Băluță, Dusou, Grigorian și Sârbu. Atacantul lui Munteanu a marcat ambele goluri pentru Farul după două pase excelente ale lui Grameni și
Cojocaru în minutele 25 și 35, iar pentru gazde a înscris Rahmani minutul 85 din penalti. Galeria giuleșteană nu a cântat imnul Rapidului așa cum obișnuia. Totodată, galeria rapidistă nu s-a prezentat la meciul cu Farul nici cu Steaguri sau Benere. A arbitrat George Găman, Ciprian Danșa și Imre Bucci, iar arbitrul de rezervă a fost Horia Mladinovici. În urma acestui rezultat, Farul Constanța urca pe locul 4 în clasament cu 25 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care nu a jucat în această etapă. Am făcut față unei echipe care știam de la început în formă foarte bună, foarte bună, o echipă care marchează multe goluri, care a marcat multe goluri, care făcea un fotbal foarte bun. Fundașii noștri chiar au jucat bine, au făcut un meci extraordinar, mijlocașii au muncit enorm și atacanții au excelat din când în când. Basketbaliștii de la CSM Constanța au câștigat partida disputată în deplasare cu Dinamo București, scor 92-84, 45-48 la pauză. Această victorie crește șansele echipei constanțene de calificare în faza play-off din Liga Națională Getica 95. De la CSM Constanța, basketbalistul Jordan Duffy a fost necruțător la aruncările de la distanță cu 2 recuperări și 6 pase decisive. Anderson Jr. l-a secundat cu 22 de puncte, 3 recuperări și 6 pase decisive. În timp ce Hill a încheiat meciul în double-double cu 15 puncte, 11 recuperări și 4 pase decisive. Au contribuit la cea de-a 6-a victorie în top 10 alt 6 jucători, Torog 9 puncte, 6 recuperări și 2 pase decisive, Lazar 6 puncte, Cizauskas 5 puncte, Oprean 3 puncte, Gribiniș 3 puncte și Scott. CSM Constanța este acum pe locul 4 în grupa 1 cu 20 de puncte, iar în etapa următoare va juca în capitală cu Rapid București. Partida se va disputa miercuri 20 martie de la ora 9. Campioana sezonului regulat și proaspăt câștigătoare a Cupei României CSM Constanța a obținut o victorie la peste 40 de puncte diferență în primul meci cu CSM Târgu Mureș din sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naționale de basket feminin Getica 95. Sportivele pregătite de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămârgeanu s-au impus cu 94-51, 45-23 la pauză. La finele unui meci dominat copios de la un capăt la altul, Laura Vaida a fost în topul marcatoarelor cu 20 de puncte și 4 recuperări, urmate de Cristina Higgins, 15 puncte, 5 recuperări, o pasă decisivă, și Gabriela Irimia, 12 puncte, 7 recuperări și 2 pase decisive. Au mai evoluat Bianca Fota, 11 puncte, 2 recuperări și 2 pase decisive, Ghizila, 10 puncte, Jones, 7 puncte, Zivkovic, 6 puncte, Coizar, 5 puncte, Croitoru, 4, Podar, 2 puncte și Denisa Fota cu 2 puncte. Noul selecționer George Buricea a debutat cu 2 victorii pe banca tehnică a Naționalei Masculine de Handbal a României, meciuri amicale cu Macedonia de Nord desfășurate vineri și sâmbătă la Brăila. După ce tricolorii s-au impus vineri cu 32-37 într-un meci desfășurat cu porțile închise, sâmbătă cu spectatori în tribune, România a câștigat cu 28-24. România s-a aflat permanent în avantaj, cea mai mare diferență de scor fiind de 6 goluri, 13-7. Pentru România au marcat Daniel Stanciuc 4 goluri, Călin Căbuț 4, Alexandru Andrei 3, Andrei Dergan 3, Gabriel Ilie 2, Ionuț Nistor 2, Tudor Botea 2, Robert Militaru 2, Călin Dedu 2, Andrei Buzle 2, Roland Thalmayer 1 și Daniel Susanu 1. Portarul Dan Vasile a reușit 16 intervenții, iar Ionuț Iancu a apărat un șut. De la oaspeți, cei mai buni marcatori au fost Martin Serafimov 5 goluri, Marco Mitev 4 și Zarco Pesevski 4.